Acesta este clipul acela. Tot ce trebuie să știi despre Samsung Galaxy S23, S23 Plus și S23 Ultra. Camere de 200 de megapixeli, un redesign puțin mai simpatic, camere mult mai bune pe partea din față, un procesor mai nou, culori mai noi, forme mai simpatice și, bineînțeles, prețuri noi. No. A, păi bine, te-am găsit. Am zis că vorbim astăzi despre Samsung Galaxy S23 atunci când se lansează și n-am mai avut răbdare să dau drumul la clipul ăsta dimineață, pentru că am stat acum chiar după evenimentul de lansare și l-am făcut, pentru că știu că ești curios să vezi ce oferă noul telefon și, pe de altă parte, da, știu, ești treaz încă la ora asta la care dăm publish. Așadar, stai aproape pentru că în următoarele 10 minute îți spun exact ce trebuie să știi despre cele 3 telefoane lansate recent și pe care le poți cumpăra abia, bine, poți să dai bani acum, le poți avea doar după 17 februarie. Așadar, avem 3 telefoane, dintre care 2 își păstrează display-ul acela plat, Samsung Galaxy S23 și S23 Plus, și au diagonale de 6,1 inch și 6,6 inch. Toate zvonurile pe care le-am discutat săptămâna trecută în clipul în care vă vorbeam despre acest telefon înainte să fie lansat, s-au cam adeverit, așa că avem ecrane Super AMOLED, într-adevăr, cu High Refresh Rate, 120Hz, însă pleacă de la 48Hz, ceea ce înseamnă că nu modulează atât de repede sau atât de lent în cazul în care ai doar o poză statică pe ecran. Asta înseamnă un consum puțin mai ridicat al bateriei, însă e ok, a lucrat foarte mult și la software în direcția asta. Avem așadar ecrane plate, avem un design puțin nou și acum că le văd în mână și nu mai sunt doar niște mock-up-uri sau niște poze de pe internet, mi se pare că arată mai bine. Camerele sunt discrete, sunt individuale, nu mai există un bloc de camere pentru fiecare dintre cele 3 camere. Și asta se întâmplă atât pe S23 cât și pe S23 Plus și pe S23 Ultra. Într-adevăr, Ultra are designul diferit, este mai pătrățos, mai elegant, aș putea spune, și da, are faimosul S Pen cu care nu ne-am obișnuit nici până acum. Eu personal pe Note nu l-am folosit foarte mult, știam că e acolo, știam că poate mă ajută cumva să desenez, doar la fotografii îl foloseam. Atunci când voiam să cropuiesc ceva sau să încercuiesc să pun o săgeată pe fotografie, să o trimit cuiva ca să-și dea seama la ce să se uite în acea poză, cam ăla era scenariul meu de utilizare. În rest nu scriam cu el, nu luam notițe, nu făceam lucruri de genul ăsta pentru că pentru asta există microfonul pe care îl folosești în WhatsApp și bineînțeles și în Google ca să-ți scrie notițe, pentru că Google știe limba română și poate să funcția aia de voice to text funcționează foarte bine, mai ales în notițe. Camerele sunt cele mai importante, știu. Pe S23 și S23 Plus sunt cam la fel. Avem camera principală de 50 de megapixeli, avem camera de ultra-wide de 12 megapixeli și avem camera de tele de 10 megapixeli cu 3x zoom optic maxim. S-a lucrat însă la software. Într-adevăr, suportă filmare 8K în 30 de cadre pe secundă, stabilizată pe toate 3 modelele. Și asta este partea bună, care vine mai degrabă din cauza sau datorită procesorului Snapdragon 8 generația a doua. Că de acolo vine partea de procesare și pentru camere, de aceea se încălzește telefonul destul de mult și consumă destul de multă baterie când filmezi la rezoluție foarte înaltă. Camera de față însă a primit un upgrade pe S23 și S23 Plus la 12 megapixeli. Anul trecut era la 10, dar hei, primim și aia 2 megapixeli cu brațele deschise, deși există producători în momentul acesta care oferă cameră de 30 și ceva de megapixeli pe față și da, chiar fac diferența. Așadar, aia este cea mai importantă și da, acum poate filma și ea în 4K. Yes, 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 finally! Finally putem să filmăm cu camera de față în 4K. Pe unele modele nu mergea. Pe S22 parcă sau pe S21 știu că acea funcție nu era disponibilă. Dar ca să țină pasă cu Apple, au băgat și funcția aia de portrait video tot pe camera din față, însă nu la 4K UHD, ci pur și simplu la QHD. Peste Full HD și da, într-adevăr face diferența. Probabil restul de pixel până la 12 îi folosește pentru procesare, deși practic pentru Full HD ai nevoie de 2 megapixeli, pentru 4K ai nevoie de 8 megapixeli, deci practic mai ai oricum încă 4 megapixeli pe care poți să-i folosești la procesare. Procesare înseamnă că atunci când faci o fotografie, el capturează imaginea pe senzorul complet, dar face o recompilare a pixelilor ca să-ți așeze mai bine în cadru și să-ți obțină cât mai multă luminositate și claritate pe imagine. S23 Ultra însă are cameră de 200 megapixeli, acel senzor pe care l-am văzut acum câteva săptămâni într-o prezentare și da,
ci că va face diferența. Pe de altă parte, fotografiile vor fi de 50 de megapixel, pentru că face acel pixel binning de care vă spuneam, 1:4, dar asta ajută camera și pentru focalizare și mai ales pentru a aduce cât mai multă lumină pe subiect, pe ceea ce fotografiezi tu. La modul însă de noapte, am înțeles că acest pixel binning va ajunge la 16:1, practic o să obții niște imagini de 12 megapixeli, însă mult mai clare decât cele pe care le fi obținut pe S22 Ultra sau pe S21 Ultra sau pe alte telefoane de la alți producători. Așadar, camera de pe S23 Ultra este cea importantă, cea care a primit schimbarea cea mai mare, pe celelalte sunt cam la fel. Pe de altă parte, One UI 5.1, care vine pe cele trei telefoane, este orientat către partea de foto, deci ar trebui să aducă performanța mai mare. Și da, se poate chestia asta, că până la urmă foarte mult din fotografiile pe care le facem cu un telefon sunt software, sunt modificate și prelucrate de software. Vezi diferența aia din momentul în care faci fotografia până când o vezi pe ecran, care arată cu totul diferit. Acolo e software-ul de vină sau responsabil. Și nu avem din nou jack. Dacă cumva te așteptai să primești jack pe noile telefoane, nu avem așa ceva. Nu pentru că nu s-ar putea și pentru că nu există spațiu în carcasa lor, dar uite de aia. Am uitat să spun, ecranul lui Samsung Galaxy S23 Ultra într-adevăr are rezoluție QHD, mai mare decât Full HD Plus care vine pe S23 și S23 Plus și da, se vede impecabil cu Dolby Vision. Nu, stai, nu are Dolby Vision, are Samsung Vision Plus, parcă. Cred că așa îi spune, nu mă certați dacă am greșit denumirea, dar nu este Dolby Vision pentru că au protocolul lor și adaptează automat luminozitatea și contrastul și culorile în funcție de locația în care te afli. Prin senzorul de prezență de pe partea din față, de lângă cameră, știe câtă lumină bate și nu-ți aruncă extrem de mulți electroni în față dacă e foarte întuneric în cameră, ca să nu-ți arzi ochii. Dar poți să-i faci setările cum vrei tu, pentru că partea de meniu este foarte customizabilă, așa cum știm, și pe partea de video și pe partea de audio, în software-ul de la Samsung. Am zis de procesor, da, Snapdragon 8 generația a doua este mai rapid și mai eficient. Au arătat niște cifre interesante, cum ar fi vreo 30% pe CPU, vreo 80% pe anumite funcții, iarăși vreo 40% pe GPU, iar partea de răcire, am înțeles că au modificat-o, au adus niște carbon pe partea din spate ca să transporte mai ușor căldura de la componentele electronice la carcasa telefonului, care bineînțeles va fi din sticlă pe ambele părți, așa că cu mare grijă. Apropo de sticlă, partea din față este acoperită de Corning Gorilla Glass Victus 2, care, spre deosebire de anul trecut, unde aveam Victus Plus, ar trebui să fie un pic mai moale, mai rezistentă la șocuri, în primul rând. Am zis chestia asta când au lansat prima dată Corning Gorilla Victus, că este foarte subțire și au făcut-o foarte rigidă ca să fie rezistentă la zgârieturi. Bateriile sunt mai mari, cu puțin pe unele modele, 3900 de mAh în loc de 3700 de mAh pe S23, 4700 de mAh pe S23 Plus și 5000 de mAh pe S23 Ultra. Doar S23 Plus și S23 Ultra beneficiază de încărcare la 45W, deși, din câte știu eu, acea încărcare de 45W e câteodată, dacă îți cumperi un încărcător separat, pentru că știi bine, Samsung nu mai livrează telefoane cu încărcător și nici cablu. Cablul parcă mai e în cutie, dar încărcător cu siguranță nu. Prețurile. Vai, dimini și dimini. Hai să vorbim și de prețuri. Nu le las al final pentru că știu sigur că te interesează. Prețurile pleacă de la, în teorie, în România, de la 800 sau 850 de euro. Nu sunt sigur pentru că afară prețul este de $800 și în UK a ajuns să fie 849 de lire. Pentru S23, ăsta e ăla micu. Ăla mare pleacă de la 999, respectiv 1049, dacă nu mă înșel, și S23 Ultra pleacă de la 1199 de euro, respectiv 1249 de lire sau 1199 de dolari. Acum să vedem care vor fi și promoțiile, pentru că știm bine că Samsung ne-a obișnuit că la fiecare lansare de genul ăsta să vină cu combinații de căști, smartwatch-uri, așa cum v-am arătat în clipul anterior că s-ar putea să vină cu un pre-order bundle de genul ăsta în care să poți să-ți alegi anumite accesorii pe care să le obții practic gratis în prețul telefonului. A, și vouchere și campanii de genul ăsta, așteaptă-te să vezi chestii interesante în următoarele 2 săptămâni, pentru că astăzi a fost anunțat pe 1 februarie și o să fie disponibil pe 17 februarie, când o să ajungă în magazine și o să te poți să te duci să-l ridici sau să-ți vină acasă dacă l-ai comandat online. Așadar, astea sunt cele trei telefoane interesante și n-am să vorbesc, deși vreau foarte mult, de laptopurile pe care le-a arătat, Galaxy Book 3 și Galaxy Book 3 Ultra, care sunt niște bestii din toate punctele de vedere
și fac parte din ecosistemul de la Samsung, dar din păcate Samsung a decis acum câțiva ani că nu mai vinde laptopuri la noi în țară. Partea de update-uri rămâne cam la fel. 2-3 ani de zile de update-uri la un sistem de operare nou, pentru că sunt modele flagship și sunt curios ce părere ai tu. Ce părere ai tu? Vrei să-ți cumperi un telefon nou? Ești intrigat și interesat de aceste modele? Depinde acum cum stai cu banii. Dacă ți-l permiți și n-ai nicio problemă, nu rămâi în gaură, cum s-ar zice, atunci fă decizia și du-te și fă-i precomandă. Dar dacă cumva ești mai cumpătat și nu știi exact dacă trebuie să-l cumperi, mai așteaptă vreo 2-3 săptămâni să vezi prețurile la S22, mai ales că ți-am spus că diferențele, cel puțin la camere, sunt foarte mici. Și da, acest update de software One UI o să vină și pe modelele noi în următoarele 2-3 luni, cel puțin așa se întâmplă după lansare. O să-l primească și Samsung Galaxy Z Fold-ul și Flip-ul și mă refer la Fold 4 și la Flip 4 și la S22 și s-ar putea și S21, că, cum ziceam, 2-3 ani de update-uri la un software și o interfață nouă. Bun, acestea fiind spuse, acestea sunt cele 3 smartphone-uri lansate de Samsung acum câteva ore, la momentul publicării acestui video și spunem, sunt curios ce părere ai tu. Lasă-mi un comentariu mai jos și spunem ce părere ai tu despre noile telefoane, dacă ți se pare că e o diferență majoră, dacă te-au entuziasmat, dacă ai văzut evenimentul lor. Și dacă ți s-a părut util acest clip, dă-i un share, dă-i un like și dă un subscribe canalului nostru dacă nu ești abonat deja, pentru că nu o să te spamăm decât cu chestii importante, cu clipuri interesante. Cam atât. Eu sunt Radu Neagu și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!